Gata, am revenit în direct, la fel cum am debutat în prima oră, sub imperiu, aceleași emoții, suntem și în ora a doua, așteptăm să se declanșeze anunțul care să clarifice candidatura la alegerile din București în privința alianței PSD-PNL. Aici alianța e destul de clarificată, sau mă rog, această, cum să o numim noi, această comuniune dintre PSD și PNL e clarificată. Încurcătura este în partea cealaltă, unde păreau lucrurile clare și uite că au devenit toate neclare în urma unei decizii a Biroului Electoral Central, condus acest birou, sigur, mai degrabă de un domn asociat PSD-ului, dar decizia blocării alianței USR-PMP Forța Dreptei a venit într-o deliberare a unor judecători de la Înalta Curte, zice domnul Ciolacu, făcut cumva vinovat de această întâmplare, dar vine omul și se apără, bă, n-am nicio treabă, judecătorii au decis așa, hai să-l ascultăm pe domnul Ciolacu. În Biroul Electoral Central fac parte 7 judecători de la Înalta Curte. S-a apucat Ciolacu să-i sune pe cei 7, nu știu cum îi cheamă. N-am vorbit cu reprezentantul PSD să-mi spună, fiecare își face treaba lui. Dacă el a sesizat un lucru, cei 7 judecători de la Înalta Curte au decis. Adică PSD-ul nu mai are voie să sesizeze o ilegalitate. Eu sunt judecător, fac parte din BEC. Dacă făceam parte din BEC, veneam și vă explicam. Mai vor fără penal în funcții publice sau nu? Mai vor acel referendum? Eu o să le propun colegilor mei de la Senat să voteze, să ținem referendum. Să vedem ce spun românii. Nu poți să, când îți convine, să ai un discurs și când ți se întâmplă ție, să spui, domnule, i-a servită justiția. Credeți, domnul Zanfir, că i-a sunat domnul Ciolacu pe toți judecători de Înalta Curte? Chiar așa ați ajuns să vă imaginați că stă pe telefoane Ciolacu cu judecătorii când are de condus o țară cu război la graniță pentru stabilitate? Hai să vedem cronologia. Asta e doar ca să umblem așa timpul până mâine, când vom afla decizia judecătorilor de la Înalta Curte. Totul a început, domnule Buzeanu, în aprilie 2023. Atunci a început la Tribunalul București procesul care trebuie să decidă cine e președintele PMP. Cristian Diaconescu, un fost ministru PSD al Justiției, fost șef al Cancelariei Prezidențiale în mandatul lui Traian Băsescu, așa, l-a contestat pe Eugen Tomac ca președinte al PMP. Zice, domnule, congresul ăla n-a fost cum trebuie. Eugen Tomac zice, da, de ce n-a fost cum trebuie? Dom'le, să vedem. S-au dus în instanță. Asta s-a întâmplat în aprilie 2023. Deci în aprilie 2023, Cristian Diaconescu deschide proces împotriva lui Tomac pe subiectul președinției PMP. Vedem ce s-a întâmplat după aceea. Nimic relevant pentru publicul larg până în decembrie 2023. Da? Atunci, pe 18 decembrie 2023, USR, PMP și Forța Dreptei anunță public formarea Alianței Dreapta Unită. Da? O alianță electorală ce va participa cu liste comune la toate cele 4 alegeri din 2024. Da? Cunoscut momentul, da. Din aprilie până în decembrie 2023 nu se rezolvase situația din justiție, procesul ăla inițiat de Cristian Diaconescu. Dar pe de altă parte, așa durează la noi procesele. N-a sărit nimănui în ochi. N-a sărit nimănui în ochi durata extrem de lungă a acelui proces, până când, pe 2 februarie 2024, Tribunalul București a hotărât că Eugen Tomac trebuie înscris ca președinte PMP în registrul partidelor politice, operat tot de Tribunalul București. Hotărârea, sigur, nu e definitivă, poate fi atacată la Curtea de Apel, București, desigur, dar Tomac susține că este executorie. Deci produce efecte. Aici e cheia cumva în discuția asta noastră. Asta e, că am întrebat, domnule, da. Executorie? Dacă zice că executorie, înseamnă că, sigur, nu e definitivă, mai pot exista alte instanțe, dar până deja se pronunță, asta e în vigoare. Are deci consecințe, da. Bun. În 29 februarie 2024, PMP transmite o cerere președintelui Tribunalului București în care arată că în registrul partidelor politice nu a fost înscris ca președinte la aproape o lună de la decizia executorie a instanței. Păi de ce? Când ar fi trebuit în câteva zile.
FMP arată în această scrisoare că dacă nu va fi operată modificarea în registrul partidelor, vom proceda la punerea acesteia în executare printr-un executor judecătoresc. Deci după 2 februarie până pe 29 februarie nu s-a întâmplat absolut nimic, deși susține că avea o decizie executorii. Avem și cu. Pe 15 martie, deci acum recent, șefii USR, PMP și Forța Dreptei depun la Biroul Electoral Central protocolul de constituire a Alianței Electorale Dreapta Unită cu scopul de a participa. Depus de toți, dar pentru că Tribunalul București nu operase modificarea la registrul partidelor politice, deși tot Tribunalul București dăduse decizia de modificare, reprezentantul Partidului Social Democrat în Biroul Electoral Central invocă absența numelui Eugen Tomac de registru partidelor politice. Și Tribunalul București, vă spun așa, între noi fie vorba... Dar n-avem și aia când i-au tăiat finanțarea și așa? Eu n-avem? Și tăiat finanțarea, n-am. N-avem? N-avem. A, i-au tăiat și finanțarea. Dar Tribunalul București, între noi fie vorba, tot aud așa, că e invocată ideea asta, sistemul Savonea, cu tare, mă uită și până la Clotin Armand, vine explicând sistemul Savonea, deci pare mai degrabă. Există o atribuire care se face în discuția publică Partidului Social Democrat. Dom'le, ceva ce controlează oamenii. Dă-i seama că nu pot fi de acord cu așa ceva, dar tot aud acest gen de bâzeală de asta publică, dom'le, asta acolo e PSD. Și atunci iară se complică discuția, că pare că... Și acum se mai complică... Păi, se complică, dar vezi da. Tu, Radu, deci nu-ți convine Tribunalul păi București ce? Că nu l-a trecut în registru. Dar, pe de altă parte, a și câștigat la Tribunalul București. Adică și Tribunalul București păi... a dat tot felul de decizii și până la urmă trebuie să o luăm și așa. Pe de altă parte, da, nu pot să... Dar eu te întreb pe tine, cine este câștigătorul acestei întâmplări? Că stau și mă gândesc eu în mintea mea că e posibil cumva asta să-l ajute, să-l ajute pe domnul Drulă împreună cu alianța sa. De ce să-i ajute pe oamenii ăștia? Pentru că pare că PSD-ul se teme de așa ceva. Pare că ne teme, am făcut o plângere acolo. Sau PSD-ul cumva a fost extrem de îndrituită să facă acest gest pentru că nu suportă ilegalitatea. Deci e o chestie ilegală. Stai, domnule, un pic. Trebuie să facem ceva, că nu se poate. E o chestie, că de la ei cumva a provenit această situație. Deci e bine că nu avem foarte mult timp în care să ne tot învârtim în jurul că subiectului. Domne, avea dreptate da. Că nu era trecut. Pentru că trebuie judecat în regim de urgență, că astăzi au depus la în alta curte acțiunea și mâine știm exact. Mâine știm și mâine știm, ne lămurim, da. Că așa să ne învârtim, am ascultat și argumentele unora, am ascultat și argumentele altora, unii spun că s-a mai întâmplat, alții spun că nu s-a întâmplat chiar așa, în regulă, pare așa o discuție birocratică, înțelegi, cu nuanțe juridice, obositoare. Da. Hai să trecem la subiect, hai să mergem pe candidaturi, hai să vedem pe ce ne propune. Da, asta e o chestiune care se va clarifica cel mai probabil mâine și o reluăm. Dar până mâine se clarifică, trebuie că se judecă în regim de urgență asta. Până mâine avem deja o decizie a instanței Marcel Ciolacu. Și domnul Ciolacu este o instanță da. Și a luat o decizie în privința oponenților. Este instanță supremă, pardon. Instanță supremă. Așa, și a luat o decizie în privința opoziției. Se tot discută, domnule, opoziția unită cu tare, liderul opoziției unite, domnul Drulă. Și a venit și a spus nu, opoziția la Partidul Social Democrat nu este domnul Drulă, sugerând, nespunând explicit, dar sugerând faptul că ar fi vorba de domnul George Simion. Dacă aveți caseta Marsdor, dacă nu mă credeți pe mine pe cuvânt. Poate fi Kelemen Hunor. Poate fi Kelemen Hunor. Hai să vedem dacă avem înregistrare. Dacă o aveți. Nu aveți, dar vă spun eu care e ideea. Ideea e că domnul Ciolacu, prezent la un interviu ieri, a explicat faptul că, domnule, nu sunt eu de vină că domnul Drulă nu a reușit să se impună ca lider al opoziției. Deci, dincolo de faptul că n-ar avea o alianță, vine cu un atac la adresa justeței domnului Drulă, vine cu un atac și spune că nu el este liderul opoziției, ci mai degrabă sugerează, că l-am auzit eu când a sugerat, că ar fi domnul George Simion. Aici pare că și-a ales el opoziția și dă cumva curs acestor idei conform cărora, domnul George Simion tot produce favorul domnului Ciolacu, ba în măsura în care trebuie să se unească cu PNL-ul, ba în măsura în care trebuie să le explice celor de la Uniunea Europeană că, domnule, trebuie să avem un deficit bugetar mai acceptabil pentru că uite, avem această nebunie a extremiști. Du-te la aia serioasă. Da. Ai avut și candidat a fost formațiunea aur la primăria generală? Un domn Mihai. Cine? Un domn Mihai, așa am reținut.
Cred că tu n-ai făcut nici măcar acest efort de a reține măcar prenumele. L-a pus pe, pe Mihai acolo. Mihai. O să se ducă Mihai la. O să ieși acolo, păi cum era filmulețul ăla? Îl știți pe... Ce să... Da. Adică eu n-am reușit, am crezut domnul Buzoianu până încoace, până da. De curând, că e în termeni politologici la mișto da. Candidatura aia. Da. Și că în ultima secundă va spune, nu domnule, fiți atenți, se deschid cerurile, coboară și candidează cineva. Dar văd că nu, niciun pic de interes, niciun fel de gen așa, să mimezi măcar un pic de curiozitate de electorală, știi? Domne, pom avea, n-om avea șanse? Nu, adică s-au predat direct și să punem pe Mihai, dacă e, vedem, nu știu. Noi nu știu dacă punem candidat, îl punem pe Mihai, vedem, poate nu punem... Mihai și mai cum? Domnule, Mihai... Mihai, vino un pic, Mihai da. Ce face acolo? Da, da. Mihai, lasă alea, nu mai pun băga totul în gură. Deci, o să candideze Mihai, un om cu expertiză. Uite... Dânsul e Mihai. Uite, care scrie acolo ei? Mihai Enache pe cască. Scrie chiar aceste... Stai mă, Radu, că n-ai nici casca pe cap. Aici știi ce mă ajută mult de tot? Faptul că e mai în față. Până eliminare. Nu, e mai în față, e mai în prim plan. Te-ai gândit că poate să fie oricare, dar eu cred că e cel de în față, nu? M-ai gândit că e mai degrabă cel din față, din prim plan. E greu să iei și până eliminare. Da, e greu nici așa. Deci asta e decizia. Mă rog. Asta e decizia aurului. Cred că acesta este candidatul aur la primăria generală. De a se reprezenta prin acest domn la cele mai importante alegeri care urmează în acest tur de scrutin din iunie. Deci asta e decizia. Domnule, noi o să venim cu domnul Mihai Enache. O să vedeți, o să o să dăm peste să cap. Cu Adrian Enache. Da, acolo, da, acolo așa, înțelegeam, da. Bravo, da, da. Normal, nu se punea problema. Da, da, da. La distanță. Dar fi cu Mihai Enache. Bun. Și e lumea, are casca aia galbenă, are niște afișe pare că în București, desenate. Ai văzut afișele alea desenate? E desenat pe niște afișe. Și e un afiș cu domnul Enache desenat, dar nu e așa încruntat, nu se uită așa urât în afișele alea unde e desenat, caricatural. E zâmbitor, e desenat Nicușor Dan și mai e desenată doamna Firea. Da. Și întrebarea e, când ai un candidat pe care nu-l cunoaște absolut nimeni, tu nici măcar fața nu-i opui, îl desenezi, putea fi absolut oricine, îți dai seama? Și văd că are o cască și undeva în colț un M. Gata, scoate-ți-l că le rămâne. Scoate-ți-l că ne termină. Ne distruge. Undeva în colț. Da. Și nu înțelegeam, e de la metrou, e de la Metrorex, e sau de la... de la Metropola. Nu știu, domnule. Oricum, decizie de ultim moment în privința coaliției, ședința coaliției a produs efecte. Hai să vedem care sunt acelea. Hai să vedem efectele. Bun, s-a decis în, pe surse, avem această informație că în urma acestei ședințe a coaliției s-a decis acum că vor avea candidați comuni la București, vor avea candidați comuni la sectoare, candidați comuni la Consiliul General și candidați comuni la consiliile locale de sectoare. Deci aș putea în mult mai puține cuvinte să-ți dau decizia. Candidați comuni peste tot. Comun la București. A, ceea ce peste e tot la București. Definitiv, da. Da. Nu s-a vorbit aici, în ce vedem, decât despre București. Despre București. Și atunci tragem concluzia că, până la urmă, candidatul va fi domnul Cârstoiu. Domnul că doctor Cârstoiu este el candidat. Era pus sub semnul întrebării în măsura în care cele două partide ar fi venit fiecare cu un candidat. Adică nu s-ar fi mers pe candidatură comună. Dacă e pe candidatură comună, e domnul Cârstoiu. Așa părea acum 3 ore. Acum 3 ore, da. Acum 3 ore și un pic, asta era informația. Nu știu dacă au mai făcut un studiu sociologic între timp și le-a ieșit domnul arhitect Florescu. Să nu excludem niciun fel de variantă, să nu rămânem pe din afara lanțului de decizie. Dar în principiu ar fi domnul doctor Cătălin Cârstoiu, care e managerul spitalului universitar și gata, acesta ar fi candidatul PSD-PNL, ceea ce înseamnă că foarte posibil vom avea o candidatură independentă a doamnei Firea, că abia asta e știrea. Abia asta e știrea. Asta este știrea. Din informațiile noastre, doamna Firea își pregătește o candidatură independentă, ceea ce complică foarte mult existența acestor alegeri sau, mă rog, deznodământul acestor alegeri. Sunt extrem de complicate în momentul dacă în care doamna Firea decide. Dacă mai candidează și Piedone. Păi eu nici nu pun în discuție că n-ar candida Piedone. Păi cu lunetiștii pe cap. Cu lunetiștii pe cap. Sau băicărița, așa. Da, 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 țintește și el, are și el luneta sa și țintește. Dar PSD își va pune candidat la sectorul 5?
Cu siguranță, ceva va fi acolo. PSD, PNL va, vor deci avea... Deci PSD, PNL vor avea candidat la candidat sectorul 5? Candidat la sectorul 5, da. Deci împotriva lui Piedone... Juniorul. Numărul 2? Da, da. La mai mic? Problema e cu Piedone Junior că va trebui să și vorbească la un dat așa, doar ca nume, sigur. Nu că știu. Are un renume, dar în dinamica asta a alegerilor va trebui să și glăsuiască deci ceva, să și argumente. Fii atent că nu... Asta va fi deci, problemă mare. Foarte urât ce face domnul. Vă rog. Deci el s-a gândit în felul pun pe afișe Piedone peste tot? Da. Scriu mare Piedone, nu știu ce. Poate apar pe afișe cu Fimiu. Nici nu-și mai dă lumea seama. De ce sunt doi pe afiș? Nu știu, mă, Piedone. Așa. Și pe buletinul de vot vor căuta doar Piedone. Deci asta cred că e strategia. Să bazeze că poate nu se prinde nimeni și votează Piedone și ori crede că iau Piedone la mare, dar de fapt e Piedone de ăsta mic. Deci crezi ce fel de om să fii? Să face și ceva. Bă, că nu vă feriți de deci cuvinte. Poate îi prostesc pe ăștia. Da. Sau, ce părere să ai despre oamenii de sectorul ce zici? Păi se prinde ea, mă. A, mă, se prinde nici dracu. Bagă-l așa. Știi? Mă îngrozește ideea că asta ar fi strategia. Sper doar așa să-mi fac eu scenarii negative și că în realitate să spună, să comunice clar că îl va susține pe fiul său, e momentul să facă el pasul către administrația de sector în timp ce tăticul se duce la primăria general. Stai seama, și că naibă penibil așa. Am discutat cu primarul general, am discutat cu tati să deblocăm situația. L-am sunat pe fiul meu să văd ce face în sectorul 5. Ce faci, tată? Bine, hai să vezi că îți vorbesc în calitate de primar general. Deci cum există domnul Zanfi la Europa? Mă lua cu fiule, sunt primarul sectorului 5. La europarlamentar există familie politică, există familie de genul acesta. Aici există realmente o familie administrativă și sigur că împuținăm foarte mult din discuție că în momentul în care vehiculăm faptul că ar fi doar tatăl și fiul. Bă, acolo sunt toți în primăria aia, sunt toți adunați, stați un pic, e o chestie foarte desfășurată. Dar eu aș pune totuși această întrebare care mi se pare definitorie pentru noi ca existență în continuare. Dom'le, ce fel de om este acela care îl ascultă pe domnul Piedone? Eu o să vă propun să ascultăm o intervenție a domnului Piedone de vineri după amiază. Deci nu era seară, nu era aici nu noaptea în cap. De acord cu tine. Da. Că nu cred că contează foarte mult bă, ce contează. Zice domnul. N-are cum să nu conteze. Dar de ce ar conta? Pentru că vom asculta cu toții ce spune tu și o să ne dăm seama... Crezi că bănuțele alea se pun în vorbe? Domnul Zanfir, da. Domnule, n-are cum un om care da. Vine și face ce veți auzi mai devreme, ce veți auzi în continuare că spune, așa. Determină ce veți auzi în continuare că spune, domnule, n-are cum să fie un om foarte clarificat administrativ. Adică e un haos în capul domnului Piedone. Una cu... Domnul Zanfir. Da, domne, n-ai cum să ai un haos în cap care să genereze o declarație ca cea pe care o vom urmări imediat. N-ai cum. Și totuși în măsura în care sigur administrator... Păi a câștigat alegerile pe sectorul 4 de ficație, a câștigat 5, n-a pierdut nicăieri alegeri. E clar că nu are niciun fel cum de relevanță pentru public. Mă interesează cum arată da. Omul care îl ascultă pe domnul Piedone zicând în felul următor așa. Și se va gândi, domne, să nu ratez ocazia să-l pun primar al capitalei pe omul ăsta. Hai să ascultăm. Hai să-l ascultăm să vedem ce că nu e, deci nu e ce veți auzi în continuare. Dar lasă-i mă pe oameni să-și domnul facă Zanfir, vreau să mai fac, manipula vreau să vă pun publică. Să vă pun în gardă, să nu vă simțiți totuși simt un șoc. Luați prin surprindere. Ce veți auzi în continuare va fi ceva șocant. Deci este ceva și eu nu folosesc termenul șocant foarte des. Eu cred că prima dată când putem să dăm așa bă, de dar la televizor? Sunt, e la limita, pentru că eu am auzit-o și pe doamna Stella Popescu la un eveniment bă. Vorbind așa. Și vă spun cu sinceritate că m-am gândit, zic, bă, e cam aceeași situație. Bă, dar ne-ai stricat toată surpriza. Tu te duci la cinematograf, la filme horror și vezi că e după ușă. Am domnul mai văzut Zanfir, film odată. E o declarație horror. Poate să fie, și, oameni buni, uite, sunteți pe cont propriu. Sunteți pe cont propriu. Deci și facem oprește copiii din creștere. Domnul Zanfir. Domnule, pe cuvântul să ne toarne cositor de trei ori să ne revenim din spaima asta. Omul este invitat continuu așa. La televiziunea domnului Voiculescu păi să se vehiculeze să ca fiind un om destoin. Haideți să-l ascultați pe după amiază așa intrat la televizor zicând în felul următor. Noi rulam pozele cu doctorul Cârstoiu. Domnul Cârstoiu, n-are nicio vină omul. Știți că vorbeam de Piedone. N-are nicio vină omul. Hai să ascultăm pe... Hai să vedem. Să repare acoperișul, grădina plină de buruieni și așa este Bucureștiul, e plin de, de buruieni. Nu a deschis cu un breaking news și am constatat și m-am uitat pe geam dacă este iarnă, dacă a început dezăpezirea, dacă au intrat plugurile. Se pare că acum în plină primăvară, chiar dacă n-am avut iarnă, plugurile DNA au început să curețe, să curețe asfaltul pentru candidatul
surpriză, așa impus, pentru că nu oricine poate să ajungă acolo fără acordul mai marilor din dealurile noastre frumoase ale patriei, din pădurile și codrii verzi ale noastre. Deci se vede ușor, ușor și se vede și pute rău. Oamenii ăștia nu-și dau seama pentru că ei repet aceeași scenariu de ani de zile și tot timpul în preajma alegerilor. Păi dacă Pănicu și Ordan acum, când e clar că încurcă trebuie toată lumea să scapă de el, aș fi ultima persoană să îi iau apărarea lui Nicu și Ordan. Dar... Opriți un pic, să ne liniștim un pic. Deci, haideți să încercăm să ne liniștim un pic și apoi continuăm. Adică nu vreau să sper că nu l-ai tăiat fie o doză șoc. Să nu vreau să fie o doză șoc. Că n-a fost chiar așa, am auzit lucruri mai rele. Domnul Zanfir, cred că nu știți ce urmează în continuare. Păi deci, dacă nu asta vi s-a părut totuși ceva ce organismul poate să suporte... Deci tu ești obișnuit cu Piedone până la vârsta asta? Deci Piedone e în felul următor. Vrea mai mult decât poate. El vrea să fie și... Vrea să aibă și papagal. El vrea să dăm codri și dăm patre și nu știu ce, dar stă 5 minute. Tu auzi potignirile alea pentru că el stă foarte mult. Bă, cu ce dracu trebuia să fac eu acordul? Care era subiectul? Care nu, omul nu știe ce spune. Ba da, mă, știe ce spune. A zis că, uite, deși afară este vară, da, primăvară și n-am avut iarnă, a ieșit plugul. Ce plug să dezăpezească? E, să curețe drumul pentru altcineva, un candidat, că ce este plugul DNA-ul. A, mă, ce ne-a... Vrea plugul să fie... DNA-ului să curețe, da, pentru un candidat surpriză, el fiind candidatul surpriză. DNA-ul face curățenie pentru el, după aia își dă seama, bă, stai cum dracu, că sunt pe mână cu sistemul, ce doamne iartă mă fac aici. Omul spunea exact ce trebuia să nu spună, înțelegeți? Dincolo de incapacitatea asta de a explica. Nu vorbea ba de da, el. Păi cine face? Pentru cine face culoare DNA-ul pe acest asfalt pe care pentru s-a aștenut zăpada acum o lună? Pentru deși alt fost candidat, nu pentru el. Pentru alt candidat. Pentru alt candidat. Pentru alt candidat. Hai să ascultăm mai departe. Deci, continuăm. Deci, domnul, pe tine ce te deranjează aici nu e lipsa de deranjează. E faptul că în loc să vorbească dreacul ca un om normal, să spună, domnule, în campanie tot timpul să facă ăștia dosare, să-i scoată pe unul, să-i facă loc altuia, vrea să fie și poet. Împuținați din gravitatea situației. Mă deranjează că omul ăsta este vehiculat ca fiind viitorul primar al capitalei, este incapabil să vorbească dreacul 3 minute coerent, zicând ceva chiar și agravat, că nu e doar agravat, e și incoerent, așa? Și oamenii se racordează la el ca la o lumină, având senzația că omul are și un soi de sinceritate în vorbire. Dom'le, ca noi. Bă, dacă era ca voi, zicea ce a zis Răzvan mai devreme. Bă, nu știu cum dracu sistemul ăsta bagă DNA-ul. Păi da, mă, el vrea să fie și interesant. Doamne, deci ferește. De fapt, aici e problema. Bă, de ce nu te limitezi? Vrei să fii și poet? Vrei să... Nu mai știi când eram pușcăriș, dădea scrisorile alea, metafore, puncte, puncte, nu știu ce. Păi și n-avem... Bun, pasteluri, și asta ce îmi spune despre omul acesta? Că se dă mai tare decât e, că păi nu și când e primar... la băncuțele tale, la, da, la panseluțele tale, tu vrei să ieși și dăși. Și ca primar... Vorba ăla lui Giovanni. Măcar ăsta măcar tace drâmbă, tu vrei să dai și dăși. Deci despre asta e vorba. Bă, vrei să te dai și nu ești talentat, nu ești că vede pe fața ta, nu ți-a plăcut cartea. Se vede pe vorba, dar nu ți-a terminat liceul la 32 de ani. Nu mă interesează, mă, că la putea să nu-l termine deloc. Bine, sunt nu și oameni care... Ideea e în felul următor. Dar nu te da altceva, nu încerca să pari un intelectual rasat. Poți să spui, domne, nu știu, ăștia au făcut școală multă și uite-te la ei. Nu sunt în stare să pună două băncuțe, una lângă alta. Dar eu, așa... Da. Cât am putut, ca tramvaiul sau cum era, ca trenul, două clase, așa, ia uitați-vă ce performanțe am. Bordură, potecă, D'Artagnan, statuie, căluț. Pe mine mă descurajează. Vrea să pare și intelectual, vă spun, ce te deranjează? Vă spun ca unui prieten, vă vorbesc ca unui prieten. Pe mine mă descurajează pur și simplu. Așa? Nu faptul că omul ăsta vorbește în felul în care voi, că e treaba lui. Pe mine mă descurajează procentele alea care sunt alocate unui om care vorbește cum urmează să ascultăm în continuare. Dar procentele alea nu sunt pentru autorie, mă. Domnul Zanfir, ce am ascultat mai devreme... Bine, domnule, dacă dumneavoastră ați găsit circunstanțe atenuante pentru prima parte a ideii, haideți să vă văd pentru următorul minut. Radu, știi ce găsești circumstanțe atenuante votantului? Pentru că bucureștean, nu mai vorbesc în teritoriu, că da, aici m-am născut, aici trăiesc. N-a primit nimic decenii, decât de la foarte puțini primari. Și se bucură la orice. Se bucură la... Mi-a montat o băncuță. N-ai cum să ai speranță că dacă te dai cu... Eu am acest exemplu care mi se pare extrem de plastic și extrem de ușor de înțeles. Da. Dacă te dai, dacă te doare capul, soluția nu este să te dai cu capul de ceva gândindu-te că, domnule, poate se rezolvă așa. Nu, doar e, dacă, sigur, ți-ai pierdut mințile. Ideea e că și-ar dori ca orașul să arate cum vedem noi filmele occidentale. Poate asta nu poate să vorbească două vorbe, două idei.
Păi, repet, nu e concurs de debate. Deci ei au zis în felul următor, decât să nu facă nimeni nimic, mai bine unul care îți spune băncuțe, ți-a mai împotopit, ți-a mai... au început să... și-au coborât standarde, se bucură la orice. De asta e explicația pentru intenția. Ca alții, scuză-mă, domnul, da. Dar au fost primari care nu ți-au pus băncuța, ți-au luat și băncuța de sub fund. Te-ai trezit în aer. Știi? Hai să ascultăm partea a doua. Mă rog frumos, ne șocăm dar... acolo. Cu aceeași rugăminte, cu foarte multă, cu foarte multă precauție, intrați în ce urmează. Vă rog. Să vede cu ochiul liber. Credeți că acest club nu mă va, nu sunt în mințile lor? Credeți că, dar din păcate, Nicu Șordan nu are suportul oamenilor. Aceste pluguri, dacă se vor declanșa asupra mea, se vor opri în garduri. Și gardurile nu le numesc oameni, le numesc cei care susțin cu adevărat. Nu mai se pot face jocuri de cancelarii și partidele săși, asigurându-și că sunt vremelnici în palate și pot comanda anumite situații. Să știți că toată lumea este trecător prin viață, inclusiv eu. Dar cei simpli, care sunt și ei la fel trecători ca noi, s-au săturat de zei care de fiecare dată impun regulile cum și ce fel trebuie. Și spuneți că ați bate în orice ecuație și că sunteți profilul acela ce spunea domnul Vasile Dâncu că caută acum coaliția. Deci îmi place și calmul moderatoarei care intervine ca și când nu s-a întâmplat nimic, ca și când a ascultat un interlocutor. Mi s-a părut că râdea un pic. Da? Hai, mi s-a părut. Ia uite mă ce se nu, scremel. Nu, apreciat calmul. Da, mă, am apreciat. Și am zis apreciativ, domnule, moderatoarea și a ținut, nu și-a dat frâul liber pornirilor de a spune, bă, ce dracu vorbește ăsta aici, mă? Pe mine m-a apucat dracu și a zis, bă, ce dracu l-a scupă ăsta aici, mă? Trebuie să mai liniștești. Da, domnule, dar moderatoarea cu mult calm, tacticos, mi-a plăcut cum și-a așezat cuvinte, domnule, cu putere. Este calm. Da. Bun. Domnul, da, da. Îi dorește face ce a făcut toată viața lui. Îi dorește mai mult decât poate să ducă. Până acum i-a mers. De ce s-ar opri acum? Ce l-a pornit, nu știu, el era bucătar la o cârciumă, dacă o luăm de la Adam și Eva. Da. Sau ceva pe bucătărie. Și ușor din consilier local ți-a ajuns primar de sector, după aia foarte primar de sector, primar în alt sector și acum vrea primar general. Nimeni nu i-a spus vreodată că fiecare are un prag la care trebuie să oprească. Problema e că fiind așa zeu în sectoarele pe care le conduce de-a lungul timpului, își dă seama că E nelimitat, domne, în toate direcțiile, nu doar în direcția administrativă. E nelimitat și în direcția artistică. Și deci când te pupă în fund lumea, ani de zile, și spun că ești cel mai mare, cel mai tare, că uite cum îi ții pe toți în spate, că uite cum ai pocnit în degete și l-ai făcut pe băiatul ăla, fără mari date, deputat, încep să crezi că ești și interesant. Și nu mai vorbești ca un om normal. Încep să vorbești în metafore, în pilde, în pluguri, în alegorii. Ești, te crezi pildos, ca să zic așa. Înțelegi? Și ajungi în punctul ăsta în care îți dai seama că tu ai 15 vorbe în grai. Și e greu să scoți din ta mai alegoria, o sinfonie a gândirii, dacă tu ai 14 cuvinte. Dar înțelegeți totuși care e problema. Dintre care două sunt... Domnul Ene, domnul Edu, sau cum îl cheamă? Edu, da, așa, Edu, așa. Traci, laci. Bun, deci nu, în completarea mea e următoarea. Ți-ai zic că ceva mai simplu, nu, că dincolo, nu știi, n-ai dăscule neologisme pentru ce încerci tu să încropești acolo. Oamenii îmi sunt martori și cred că sunt de acord cu mine în ce spun. Și omul Dumnezeu ți-e martor. Dumnezeu, te rog. Martor, omul ăsta, le vedeți aici în imagine, el nu a ajuns pe acele locuri fruntașe în sondaje datorită faptelor sale de vitejie în domeniul administrației. Ce omul ăsta a ajuns pentru glume, pentru vorbire, oamenii îl apreciază pentru că e un personaj amuzant, pentru aceste pilde pe care noi acum le urmărim consternați, făcute din cuvintele alea simple pe care le pune și Dan Doastele acum, adică nu doar care puține, dar le pune și greșit. Întrebarea mea e asta. Dom'le, ce se întâmplă cu raționamentul bucureșteanului? Ce fel de bucureștean avem în jurul nostru? Dacă oamenii îl ascultă pe omul ăsta și îl creditează în halul ăla în sondaje,
Bă, vrei să... Și urmează să ni se mai întâmple, că pare că putem fi cuceriți de oricine. Poate să vină domnul Zanfir, poate să vină Medvedev în România și să zică: domne, puneți-vă... Eu spun că pe oamenii ăia poți să-i convingi de orice. Dacă ăsta i-a convins pe oameni că e un tip spiritual, cu glume, amuzant, haios, cu tare, pildos, domne, poate oricine să-i convingă de orice. Asta dar pe mine mă îngrijorează ca existență. N-a convins pe nimeni. Cum naiba, că e în primele loc în sondaj. Abia aștept a doua zi după alegeri să pot să-i crucific pe sondori dacă omul ăsta nu obține procentele pe care mi le arată oamenii. Deci dacă mă pune situația ridicolă de a vorbi despre acest domn ca fiind între primele locuri în sondaje, sau mă rog, primul în sondaje, dacă m-a pus în situația ridicolă de a vorbi despre el nefiind acolo, bă, fac toate alea după alegeri. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate, mă. Dă-o trecut de treabă, că l-ascultăm cu toții. Bă, ne uităm cu toții, că mă uit. Da, bă, Țirea, că îți place să-l ascult și ți se pare că e mai... Bă, măcar ăla are un argument pentru care stau și-l ascult. Care? Faptul că este bogat, miliardar. Așa, și ăsta are alte argumente. Și mă gândesc că îți câștigă alegerile. Doamne, ce vrei, mă, dacă... Păi asta e problema, nu e argument. E problemă. Păi vezi că poate și în partea altă să fie considerată o problemă, dacă stăm să ne gândim așa pe fondul discuției. Dar, domnul Buzean, tu ai senzația că oamenii se uită, l-ascultă pe piedone, spun: bă, cum le-a zis ăsta? Nu, eu mă duc să-l votez. Când pot să mă duc de acum să-l votez? Sau trebuie să aștept până pol? N-are nimeni, lumea zice: troncă-ne, nu știu ce, dar să știi că el pune băncuțe. Nu interesează pe nimeni ce spune. Asta o face pentru el, nu face ca să convingă pe... Crezi că a înțeles, dracu, a trebuit să fac analiză pe text ca să-mi dau seama că îi avertiza să nu cumva să-i facă lui vreun dosar. Că lui Nicușor i-au făcut și el nu-l susține pe Nicușor, dar uite că i-au făcut lui Nicușor. De ce? Uite, pentru că se face pârtie pentru cine știe cine. Cât de simplu era, mă. Dar asta e noima purtătorul de cuvânt. Mulțumesc că îmi spui că sunt mai ușor de înțeles decât piedone. Nu. Bine. Faptul că ai reușit, merg singur pe stradă, ai reușit să înțelegi totuși ce a îngânat. Păi am înțeles că na. Da, bun. Trebuie să dobândești niște competențe specifice în meseria asta, dar telespectatorii nu sunt plătiți să-l descifreze pe pierdoi și se duc pe stradă și zic: aici era mult gunoi și acum niște băncuțe. Da. Problema e că la nivel de capitală, da, nu poți să pui băncuțe peste tot și să zici că ai rezolvat-o. Da, poți. Nu poți să spui, vă dau, e foarte frig în case. Dați-le băncuțe. Ce să vă le pună pe foc? Omul poate fi convins că e încântat de orice. Acum mă uitam la discuția despre Nicușor Dan, acum este convins de următoarea situație. Care? Până acum era convins de faptul că e frig în casă, deși în casă nu mai era frig. Adică nu mai exista problema termoficării la nivelul la care era înainte și era convins, punându-i se la televizor non-stop, faptul că tremură de frig în casă. Și el nu tremura de frig. Acum am văzut că se vehiculează alt argument și se încearcă a fi convins despre faptul că asta cu termoficarea nu e o problemă atât de mare. Văzând totuși că e penibil să-i spui omului că este frig, lui nefiindu-i frig, dar acum am văzut... Și omul de București vrea să-și facă o climă ecuatorială în sufragerie. Altă... Bă, e spectacol. E destul de rece în casă, sunt 28 de grade. Mie, eu mă simt bine la 30. Lasă-mă că i-am văzut. Da, o să auziți în următorul argument. Domne, să terminați o dată cu țevăraia asta, că în afară de țevăraie, ăsta nu mai știe nimic altceva. Ne-a nebunit cu țevile, că schimbă țevile. Că... Am înțeles, ai schimbat țevile. Mai dă-le dracu de țevile, altceva știe să facă. S-a dat drumul la asta. Am auzit-o de câteva ori, mi s-a părut fabulos și dacă am auzit-o de câteva ori, cred că ăsta va fi cursul. Ăsta va fi cursul discuției. Domne, mai dă-le dracu de țevi, că n-ați nebunit cu țevile. Hai să vedem și altceva că se poate face din București, în afară de țevi. Eu zic că trebuie să se ajungă punctul în care spun: dar bani, lăsați-mă și cu spațiul ăsta verde, că îți dă spațiul verde să mănânci. Ce ești, oaie? Ce faci, mănânci iarbă? Adică se poate și așa. Pe de altă parte, Bradu, am înțeles în primul an că erai afundat în hârtii, primar general fiind. Am înțeles în anul 2 că nu așa, nu așa. Ești în ultimul an, apucă-te și spune-le oamenilor dacă n-ai făcut doar țevăraie. Adică noi acum le reproșăm unora care îl contracandidează pe Nicușor că de ce l-atacă. Păi nu, și ce ai vrea, mă, să spun? Nu, cu ce argumente stupide, asta mă știu. Cu ce argumente au fiecare la îndemână? Domnul Zanfir, am vrut să mă calmez, dar uite că nu pot, pentru că subiectul următor este unul de așa natură încât mai degrabă să ne enerveze. Ministrul Agriculturii. Are un necaz. Nu mă mai enervez. Nu mă enervează. Nu te mai enervez. Nu mă mai enervează. Are un terapeutic. Are un necaz mare. Eu pun câteodată un pic barbă așa să mă liniștesc. E, să știi, Radu... Deci, la barbu este invers decât la piedone, în sensul că ar fi fost în favoarea lui dacă nu s-ar fi înțeles ce a vrut să spună. Problema este că a spus o prostie cu niște cuvinte, puse totuși într-un soi de logică și atunci am înțeles ce vrea să spună. Dacă nu înțelegeam, era în favoarea lui. Bă, eram obosit, nici nu am îngânat niște cuvinte. Deci, ca să știe oamenii care până acum poate au trăit sub o piatră și n-au urmărit nimic din politică. S-a dus barbu într-un interviu
să justifice interesul lui pentru Palulila, Paludulu, Pilula, cum se numește aia, mă? Paludicultură, palu... Mă rog, să-i zicem pe scurt, inventată, stuf, cultura luciu de stuf. Apă deveni pășune. Așa, să vorbească despre pasiunea lui pentru stuf și da. E un palulilu dulu. Hai mă, lăsați-ne, ați inventat termen pentru orice. Așa, uite, de exemplu, despre dânsul am putea spune palalila. Dar nu vă spune asta, că e un cuvânt inventat și asta. Și a spus că, domnule, nu că am descoperit eu stuful, dar și domnul Ceaușescu, domnul președintele nostru, domnul Ceaușescu, spunea că e aurul verde. Și, nu, și dacă spunea așa... A zis așa și eu îl cred. Că așa era. Și a zis intervievatorul. Ce domnul președinte? Ce dai exemple din cea mai civilizată. Dar tocmai ați invocat un argument provenit din era ceaușistă, l-ați invocat chiar pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu. Și l-a zis, da. Păi dacă nu, nu zicea de prost. Nu, el n-a înțeles că problema era invocarea dictatorului ca fiind cu așa cu oarecare reverență, ci l-a înțeles că problema este argumentul. Adică, domnule, dacă a zis-o Ceaușescu, cu siguranță așa e. Nu, domnule, era vorba de faptul că te comportai reverențios la adresa dictatorului. Și acum apar rezolvările, domnul Zanfir, pe care le-a identificat. La o săptămână domnul distanță... Barbu. A stat și a găsit niște rezolvări. Ne țâșnește domnul Barbu... Mi se pare că pe la una dintre televiziunile de stat. Nu mai râde, că mă refeream la TVR-uri. Da. Deci la un TVR, unul dintre multele TVR-uri, presupun că la TVR folcloric ar fi fost cel mai oportun. Știi că există și așa ceva? Mi-ar plăcea să existe. Adică, există. Da, există deja. Uite, că mă gândesc mintea, bă, pentru cine? Uite. Pentru tine. Da. Da, așa, dar nu știu dacă acolo sau la o altă televiziune din multele de stat a făcut următoarea precizare. Poate că a fost o declarație neinspirată a mea. Sigur, săptămâna trecută a fost o săptămână foarte încărcată. Am avut discuții cu mediul asociativ privind noile depuneri de cereri pentru subvențiile pe anul 2024. Am mers și în teritoriu pentru că foarte mulți fermieri, atât în sistemul de irigații, cât și în zootehnie și vegetal, solicită prezența mea să discutăm despre proiectele care le vom lansa începând cu luna iulie. Ăsta, textul ăsta a fost speriat, i s-au pus virgule, s-a reintrodus acuzativul, nu e, n-a fost așa, lăsați că am mai auzit eu declar. A fost o perioadă foarte, foarte încărcată și poate din oboseală nu am fost așa inspirat și am făcut această declarație. Dar nu sunt nostalgic nici după regimul comunist, nici după Ceaușescu, spune el și cred că continuă, nu? Sper că are și o continuare. Că mai are. Pentru că el pare convins acum că nu e nostalgic, dar eu vă spun că dacă îl mai lăsați două, trei fraze mai departe, dacă îi mai puneți două, trei întrebări, o să deduceți că este foarte nostalgic. Da, aici cred că nici eu nu am un răspuns corect și nu m-am referit la Ceaușescu. Păi, mă, domnul Nicolae Ceaușescu, la ce s-a referit? La protestatarul Ceaușescu? Păi nu-l cheamă Nicolae. Poate zicea, domnule, nu, țas cum ați înțeles greșit, vorbea de Marian Ceaușescu, care, da, domnule, are dreptate. Nicolae a folosit da, a zis toată Nicolae, terminologia. În al doilea rând, am văzut în presă, nu am cum să fiu nostalgic, după regimul comunist, că eu aveam 10 ani atunci. N-avea 10 ani, avea mai puțin, n-avea 10 ani împliniți. Mai mult de atât, sunt nostalgic după sistemul de irigații din România, care este sistemul de irigații al românilor. Și mi-aș dori foarte mult să investim în continuare în sistemul de irigații, să ajungem să irigăm ca în 1989. Deci după ce vă spune, dom'le, nu sunt nostalgic, dom'le. Nu se mai irigă, mă, trei fraze mai încoace. Dom'le, cum era, doamne, pe vremea lui Ceaușescu, că avea lumea locuri de muncă, irigație, avea tot ce își dorea omul. E mai grav decât credeam. Domnule doctor, sunt nostalgic și îmi doresc foarte mult ca toate resursele economice ale României să fie exploatate. Nu, deci te-ai pierdut total. E dezastru. Bă, e dezastru. De ce nu spui, îmi cer scuze, nici nu știu ce a fost. Și acum va reveni cu o declarație în care își va cere scuze pentru declarația asta. Să lămurim ceva. Da. Sistemul de irigații din 1989. Deci, după sistemul de irigații din 1989, poate fi nostalgic un necunoscător. Cineva care a auzit așa că s-a transmis acest mit și urban, dar și rural, că pe vremea lui Ceaușescu aveam irigații. Și într-adevăr aveam irigații. Diferența e că spre deosebire de perioada comunistă, în zilele noastre, în contemporaneitate, apa are preț. În comunism, apa n-avea preț.
Deci noi nu vom mai putea iriga ca pe vremea lui Ceaușescu, pentru că nu mai dispunem de resurse ca pe vremea lui Ceaușescu. Da? În capitalism, resursele costă. Ele nu sunt niciodată nelimitate. Deci, nu mai irigi ca în 1989, pentru că suntem în 2024. Sunt alte sisteme de a iriga, moderne. Că de-aia 1989 nu e 2004. În 1989 te uitai la televizor alb-negru. Te uitai la bulgari cu purici. Acum ești în 2024, intri pe Netflix, intri pe HBO, intri pe toate alea, că sigur ai, că te văd. Te uiți la români cu puric. Pasionat. Acum. Te uiți la domnul puric. Da. Te mai uiți la purici. E la altă situație, da. Deci, și-l vezi color. Deci, nu, și sistemul de irigație a evoluat, mă, fii tu mie după 89-2004, 35 de ani. 35 de ani, tu spui, aș vrea să ne întoarcem în urmă cu 35 de ani la sistemul de irigație. Nu, poți să spui la acoperirea din perioada de sau altceva, nu la sistemul. Doi la mână. Cum a zis, mă, toate resursele trebuie exploatate. Asta e o declarație, iarăși, de om care nu cunoaște. Nu toate resursele trebuie exploatate. Pentru că, de exemplu, aurul de la Roșia Montană este o formă de resursă. Da. Exploatarea ei, acestei resurse, implică niște prejudicii mai mari decât beneficiile. Deci tu trebuie să calculezi, bă, are sens să fac această exploatare? De orice fel ar fi ea? Da. Care sunt beneficiile? Care sunt costurile? Care sunt riscurile? Deci asta e o gândire simplistă. Asta am mai văzut-o pe la politicieni. Bă, dacă aurul e acolo, bag mâna și îl iau. Așa... Ne băgăm mâinile peste tot. Dar unde ajungem? Domnul Barbu a venit cu această versiune. Ministrul nostru, domnul Barbu a mai venit cu încă o versiune de rezolvare. Am mai dat una, am auzit eu o înregistrare, nu mai știu pe unde naiba, dar am auzit 100%. A venit și când a zis că eram ironic. Nu, eram ironic, eram la Caterinca. O împuținezi. Nu, nu, așa a zis. Așa a zis-o el. Da. Doar că ce a spus el a fost un cor întreg de ziceri, în sensul în care toți PSD-iștii au venit vineri cu această declarație. Deci domnul, că era ironic? Și domnul Gâdei ieri la emisiune, vineri la emisiune, așa argument. A început să râdea. A da. Da, am auzit și eu de care a glumit, da, nu așa. Da, deci l-am ascultat, deci, o înregistrare zice decis, felul următor. Și vei spune că a glumit. Și zice așa, domne, aia a fost o glumă și o ironie. Redau din memorie. Da. Există înregistrare. Domne, aia a fost o glumă și o ironie. Păi cum să fiu nostalgic după Ceaușescu când bunicul meu era șef de CAP? Și când aveam eu 5 ani, au venit în fața porții. N-am mai povestit ce s-a întâmplat după aia, cine venise, ce s-a... N-am desvăluit. Și deci cum eu să fiu nostalgic după ce... Deci, probabil, mă rog, cu paleta limitată de opțiuni lingvistice, în câmpul, da, în câmpul lexical, încerca să ne spună că vine dintr-o familie prigonită de regimul Ceaușescu. Cred că asta a vrut să spun. Da, deci da. Era șef de CAP și au venit după el când avea 5 ani. Și cum poate să fie nostalgic? După ce nu mai poate să fie că... Că era nostalgic. Nu știu ce să spun. Da, hai să ascultăm încă o dată ceea ce numesc cei de la Partidul Social Democrat, care au identificat această soluție. Dom'le, glumea domnul Barbu, glumea. Era ironic, era glumeț, era hazliu. Hai să ascultăm ceea ce numesc ei glumă. Nu m-am referit la Ceaușescu, Greșeam, nu am cum să fiu nostalgic după regimul comunist, pentru că eu aveam 10 ani atunci. Spuneați că este a fost o perioadă încărcată, foarte, nu? Foarte încărcată, da, poate din oboseală nu am fost așa inspirat și am făcut această declarație, dar nu sunt nostalgic nici după regimul comunist, nici după Ceaușescu. Este declarația făcută acum ca rezolvare. A mai făcut ulterior declarația care a spus, în care spunea că domnul a înglumit, și hai să ascultăm dacă aveți pregătită gluma. Acum nu vreau să exagerez. Președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea că degeaba că stuful este aurul verde al României. Președintele nostru a spus foarte clar, e aurul verde al României. Nu cred că a spus acest lucru dacă nu era adevărat. Și eu îl consider că este adevărat și sunt de acord cu el.
Vă văd că abia vă abțineți, abia vă rețineți nu râsul. La glumele astea, da. Râsul în hohote, deci... Poate, poate să fie și varianta asta de că a făcut-o Caterinca. Știi că a fost el super ironic, așa, dar ar trebui să o iau de la zero cu evaluarea domnului ministru. Adică să spun, băi, el are un umor finit de prins. Ți-a două săptămâni să-ți dai seama că a fost o glumă și o ironie. Dar dacă ni se spune că, domne, nu ați înțeles greșit, vreau să spunem că domnul Barbu în postura de ministru e o glumă. Nu, nu ce adică, spune el o glumă, ci el nu postura... văzut așa pe ironie fină, de, te duci acasă și îți dai seama după două zi, bă, ăsta făcea mișto de mine. Deci nu l-am perceput așa. Deci poate fi, iată, o problemă de percepție. Pur și simplu nu ne-am racordat noi. Dacă ar fi spus-o, nu știu, Crin Antonescu. Crin Antonescu ar fi spus acum 10 ani, cum spunea președintele nostru, nu? Domnul Nicolae Ceaușescu, cu tare și cu tare. Când o face plopul pere și răchita micșunele, nu? A spus-o președintele nostru, Nicolae Ceaușescu. Îți dai seama că e bășcălie? Da. Când o zice Barbu, nu-ți dai seama că e bășcălie. Și acum, variantele sunt două la număr. Fie, ce dracu, nu e bășcălie. Da? Așa a gândit, el așa a zis. Fie pur și simplu, nu l-am cunoscut noi cum trebuie. Și o să ne dăm seama, uite, eu de exemplu, de weekendul viitor pun 21, 24, 25 la loto, că o fi știind el ceva. Dacă ministrul nostru a pus numerele astea, pune și noi că o știe el ceva. Deci, sunt două variante cu domnul Barbu. Astea sunt cele două variante. Nu, și a treia variantă? Să simplificăm și mai mult. Deci domnul Barbu ori e mult mai deștept decât credem noi. Da. Ori... Și a treia variantă, ori nu. Insist cu ea să o pune pe masă, domnule, să-și dea, domnule, iartă-mă, demisia sau să fie demis, că pare o glumă la adresa noastră. Stai, mă, dacă e ironie, dacă a fost la mișto, de ce să-și dea demisia pentru o glumă? Simplu, n-ai simțit umorul? Pentru întreaga sa carieră de umorist. Și cu aurul verde. Da, domnule, dar nu e prima declarație a lui. El continuu trebuie să-și rectifice declarațiile. Este într-un exercițiu continuu de rectificare, nu bugetară, ci a declarațiilor. El doar cu asta se ocupă. Zice ceva, după aia trebuie să-ți explice. Hai să luăm o pauză de publicitate, că de fiecare dată te... Luăm o pauză, dar eu zic să o luăm până mâine. Luăm o pauză de publicitate mai lungă. O pauză de publicitate până mâine, când ne revedem, să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la ora 18 fix, că suntem cu punctualitatea. Toate cele bune!